O dimineață cu multă iubire în casa Mireasa, după prima noapte petrecută împreună a cuplurilor din casă, am văzut că atmosfera era una foarte frumoasă, cei din producție au trezit cu muzică frumoasă de dragoste, i-am văzut pe Maria și pe Antonio în baie, se pregăteau, ea se machia, Antonio era foarte drăgăstos cu ea, deci înseamnă că sunt foarte bine, se sărutau, se îmbrățișau, de asemenea am văzut pe Vlad și pe Cătălina, tot așa îmbrățișați în dormitorul lui Vlad, se jucau, se tachinau. Pe Dani și pe Diana am văzut iubăreți așa cum sunt ei de obicei și foarte bine dispuși. Cu toții sunt foarte încântați că în sfârșit s-au deschis ușile și pot să-și petreacă timpul împreună în exclusivitate fiecare cu perechea lui și să-și trăiască povestea de dragoste așa cum și-au dorit.